Basketul! V-am ales să fiți majorete, dacă ne dezamăgiți, vă omorâm! Nu vă faceți de rușine, echipa noastră cea mai tare! Unde este Diana? Știe că întârzie, ne va dezamăgi! Nu știu unde este și de ce întârzie, nu a sunat! Fetelor, și sunăm, începe evenimentul! Oameni, cred că ceva nu-i regulă, Diana întârzie foarte mult! Să plecăm la sală, prima dată dansul majoretelor, după aceea meciul! Mobilul meu este sus, o sun pe Diana! Înțelege că este capitanul, nu ne poate dezamăgi! Fetelor, putem și noi fi majorete? Putem și noi să fim ca majorete! Fetelor, nu sunteți majorete! Nu puteți fi majorete, cine vă aruncă? Da, ești prea grea, Leala e mai ușoară. Ne ridici sus? Nu suntem majorete? Ești prea slab, de aceea nu ne poți ridica. Haide, nu ne atingeți, la fel nici noi pe voi. Nu sunteți majorete. Prea mult vă gândiți la chestia că nu sunteți majorete. Astăzi este jocul, o să aplaudați pentru basketbaliști? Nu! No! Poftim? Meciul este astăzi? Da, meciul final. Fetelor, nu doresc aceste majorete să fie aici. Băieți, eu m-aș duce să mă uit. Diana e capitanul, dar nu o să mă duc, din principiu. Băieți, eu mi-aș duce, Lealea va dansa așa. Da, Patrick, așa, 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 așa. A văzut cineva pe Diana? Avem competiție și nu a ajuns. Nu am văzut-o. Smiley, nu trebuia să întreb. Da, sunt obraznice. Poate ceva s-a întâmplat, de ce nu a ajuns? Băieți, sunt îngrijorat, dacă Diana nu va dansa, își va dezamăgi echipa. Dima, haide, nu fi îngrijorat! Fetelor, Diana nu este la școală, cum ne putem învinge pe majorete? Gigi, cum? Noi! Fetelor, ce așteptați? Haide! Vom revenim! Sunt așa de ciudate! Diana, unde ești? La ce te referi? Vei dezamăgi echipa? Ești capitanul, în 20 de minute începe. Fetele te așteaptă. Ne vedem. Haide, vino. Mai repede, te așteptăm. Fii fără grijă, nu te voi dezamăgi. Am practicat toată noaptea, am învățat. Ia costumul și plec spre tine. Stop! Unde este costumul meu? Poate aici? Într-un alt dulap? Rahat, nu e aici. Cred că fetele au luat. Hop, hop, hei, hawala! Oh, oameni, scuze că am întârziat. Traficul era teribil. 2 ore am așteptat în trafic. Smiley, ți-a ajuns capitanul. Salut! Salut! Diana, mai 15 minute. Du-te, schimbă-ți hainele. Bine, fetelor, aduceți-mi costumul. Diana, ce costum? Nu l-am văzut. Ne-am schimbat și am venit aici. Diana, costumul tău era în dulap. Fetelor, glumiți, îmi doresc să mă glumesc acum, am nevoie de el, grăbește, trebuie să-mi schimb hainele, repede! Diana, nu ți-am luat noi costumul? Diana, haide, nu l-am luat! Diana, te-ai uitat în dulap? Fetelor, cum? Numai ce m-am uitat în dulap nu era acolo! Smiley, l-ai văzut? Nu vă bateți joc, trebuie să încep în 15 minute, întoarceți costumul! Smiley, nu l-am luat! Diana, l-ai uitat acasă? Diana, era în dulapul tău! Nu a dispărut! Oameni, ce se întâmplă? Trebuie să ne pregătim! Așteaptă, Braus! Costumul Diana a dispărut! Oameni, nu există costum! Au mai rămas 15 minute! Ce pot face? Diana, poți lua costumul meu! Și al meu! Și eu al meu! Nu-ți face grijă, vom afla! Fetelor, ați nebunit? Este capitanul, are un alt costum! Oameni, antrenați fără mine! Merg să întreb pe colegii din clasă, poate cineva s-a încurcat și l-a luat! Nu a putut să dispară undeva, este în școală! Probabil este! Te voi ajuta, să plecăm! Ne vom întoarce repede! Rahat, chiar îmi pare foarte rău! Fetelor, sunt sigură că l-a uitat acasă, este doar neglijență! Iana, haide, era în dulap! Cineva l-a luat! Cineva! Sau cineva decis să-și bată joc de ea? Fetelor, fără grijă, dacă nu își află costumul, nu înseamnă că nu putem participa. Iana, cum fără capitan? Iana, nu putem fără capitan. Dacă nu avem capitanul, eu pot fi capitanul. Iana, cum? Diana este capitanul, Diana este. Iana, ce-i cu tine? Fetelor, cele mai puternice supraviețuiesc. Iana, nu-i bine. Iana, ce faci?
Salut, bravasti! Uite, Iana și-a uitat costumul, iar eu nu doresc să dezamăgesc epicopa mea și voi deveni capitanul, știi? Diana își va afla costumul și vei dansa. Bravasti, dacă nu este sigură, vă puteți baza pe mine. Diana, nu ești capitanul, dar ești cea mai bună pentru mine. Diana, fără grijă, costumul tău este în școală. Ești sigură că nu l-ai adus acasă? Smiling, nu sunt nebună, știu că aveam competiție astăzi. L-am lăsat în dulap, a dispărut. Cineva l-a furat, sigur că l-a furat. Diana, haide, fără grijă, mergem în clasă și vom întreba colegii, poate cineva l-a luat. Bine, să mergem să aflăm costumul meu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gigi, ne lași odată în pace. Gigi, nu mai țipa, nu ești majoretă. Dima, ascultă-mă. Eu nu arăt ca o majoretă, dar am sufletul, mă sunt ca o majoretă. Este clar lucrul ăsta? Gigi, lasă-mă în pace. Gigi, dacă ești o majoretă, de ce nu ești cu ele acolo? Gigi, fugi, competiția începe, nu poți face nimic fără tine. Veți vedea, timpul meu abia ajunge. 8, 2, 1. Aha, Tiana dansează o majoretă. Oho, dansează ca basketbalistul. Lealea mea dansează acolo, trebuie neapărat să o văd. Mă voi duce la ea imediat după ore. Haide, fugi! Nu-i place de tine, este cu basketbalistul. Și ce? Când o să ajung acolo, va uita de basketbalist. Salut, oameni! Știu că nu suntem buni, dar ați văzut costumul meu de majoretă, probabil. Vom avea competiție. A văzut cineva costumul Dianei? Nu l-am văzut. Nici eu. Diana, să fi știut, ți-aș fi spus, dar nu am văzut costumul tău. Nu l-am văzut. Diana, știi ce? Ești majoreta și trebuie să ai grijă. Gigi, ascultă, eu am grijă de lucrurile mele. Mi-am pus costumul în dulap. Astăzi nu era acolo. Înseamnă că cineva l-a furat, sigur. Știți ce? Dacă aflu că cineva dintre voi a furat costumul Dianei, veți regreta. Să întrebăm pe cei din 10G, haide, să mergem. Rahat, săraca Diana, cineva a decis să-i facă rău. Fetelor, știți ceva? Dima, cum am fi putut noi să știm unde este costumul Dianei? Da, Dima, nu ne pasă de Diana. Noi nu avem grijă. Oameni, cine știe unde se află costumul Dianei pentru majorat? Oameni, vă rog, dacă știți ceva, spuneți. A dispărut, iar eu în competiția în 10 minute. Nu știu, nu l-am luat. Nu era lealea mea. Diana, nu știm unde este costumul tău, noi nu suntem majorete. Oameni, asta nu e bun, ați văzut pe cineva prin apropierea dulapurilor? Oameni, sigur nu știți, nu voi dansa astăzi, îmi pare rău. Nu știm. Diana, fără grijă, vom întreba colegii, haide. Bine. Fetelor, dați-mi o șansă, sunt sigură că voi fi un capitan bun. Diana, de ce dorești să fii capitanul? Eu la fel pot fi. Fetelor, așteptați, dacă deja vorbiți și eu doresc să fiu capitană la fel. Fetelor, încet, Diana nu e aici, a uitat costumul acasă și nu va veni. Voi fi eu capitanul astăzi, tu poți să fii mâine. Diana mă surprizează, ești amica Dianei, dar deja discutam. Eu voi fi capitanul astăzi. Mâine vei fi tu, Iana, tu poți fi ultima. Fetelor, gata, eu sunt amica Dianei și m-am uitat cum a dansat dansul capitanului, voi nu. Nu, fetelor, am devenit majorate și acum ne predăm una pe alta să devenim capitană, nu este Nastia, bine? Da, aceasta este viața secretă a majoretelor, fiecare pentru sine. Viața secretă a majoretelor. Eu voi fi capitanul astăzi. Unde e capitanul? Doar câteva minute au mai rămas. Iubire, eu sunt capitanul. Iana, uite, rea. Rahat, lalea. Iana s-a schimbat. Nastia, bine, astăzi va deveni capitanul, iar mâine voi face totul să devin eu. Fetelor, nu mi-am aflat costumul, dați-mi rezerva, voi fi capitanul în costumul rezervă, poate așa? Da, cineva a furat costumul Dianei. Haide, întoarce Dianei costumul. Diana, mâncam pasta ieri și mi-a căzut un pic de ketchup, mi-e frică, dar nu-ți pot da. Nastia, dar tu? Diana, scuze, mama mi-a spălat costumul. Aha, teribil. Lea, dar costumul tău? Diana, este regulă, dar banda elastică s-a rupt. Ce vom face? Ne va dea afară și pe tine ca capitan și la fel afară din echipă. Ce facem? Băieți, fără grijă, Iana poate înlocui pe Diana. Da, Diana, pot. Voi face totul mai bine decât tine. Poftim? Iana, mă înlocuiești? Ascultă, mi-ai luat costumul tu? Browse, da. Ce între tine și Iana? 1, 2, 1, 2,
1, 2. Rahat, Gigi. Cea mică a furat costumul? Gigi, de ce ai venit? Eu sunt capitanul. Diana, cred că nu, costumul Dianei au aflat. Gigi, aveai dreptate, oameni. Diana, așteaptă. 1, 2, 1, 2. Gigi, ai nebunit? De ce ai furat costumul? Du-te și schimbă-te. Oameni, nu, eu sunt capitanul, lăsați-mă. Fetelor, superb că l-am aflat. Nu vă dezamăgesc. Diana, sunt fericită. Diana, sunt fericită că ți-ai aflat costumul. Da. Fetelor, sunt bucuroasă. Ne-a mai rămas un minut și jumate până la competiție. Merg să-mi schimb hainele și vom începe. Gigi a distrus totul. Haideți, fetelor, Diana este capitanul nostru, trebuie să mergem. Fetelor, mai încet, cel mai important lucru e ca Diana să nu afle nimic. Oameni, plec să schimb hainele pentru competiție. Nu faceți rele nici când. Abonați-vă la canal, clică vă place videoul, apăsați clopoțelul, ne vedem de curând.